găsit tuturor! Invitații mei de astăzi sunt absolvenți de teologie și conservator și conduc Destinele Operei Naționale Române din Iași. În partea a doua a emisiunii ne vom întâlni cu Florin Guzgă și vom vorbi despre cea mai recentă premieră a acestei instituții, Trubadurul, iar în prima parte a emisiunii invitat este Andrei Fermeșanu, manager al operei. Aplauze pentru Andrei Fermeșanu, bine ați venit la TVR și într-o zi specială. Salut, mâinile, mulțumesc pentru invitație. Tema de astăzi, tema de la care pornim, este de fapt muzică și spiritualitate. Înainte însă de a deschide propriu-zis discuția, aș vrea să marchez faptul că atunci când vedeați imaginile, nu mai erați atent la nimeni, erați atent doar la sunet și la imaginea pe care o vedeam. Da, pentru că retrăiam toate senzațiile pe care le-am avut acolo pe scenă, pentru că acest cânt de operă este cu totul special, pentru că ai anumite senzații senzații tehnice, pentru că acest instrument practic nu există, nu vedem voce, este doar condus de aer prin corzile vocale și în rezonatori, și atunci ai anumite senzații și auzind acele sunete retrăiesc toate senzațiile pe care le-am avut pe scenă. De altfel vorbeam ieri cu Ramona Zaharia, celebra mezzosoprană care revine la noi invitată în spectacole, de altfel face carieră internațională, și în timp ce vorbeam aveam ceva deschis de operă. Ascultam Cenerentola și ce tărău frumos închide, pentru că simt deja cum încep să vibreze corzile. Deci cântăreții de operă au o trezvie, ca să spun așa, tehnică în permanență. Sunt conectați pentru că nu este doar ascultat, ci este imediat tot angrenajul tehnic, musculatura și toate chestiunile. Deci de asta eram acolo, observit că vedeam imediat că respirația trebuia un pic mai joasă, anumite sunete pozate mai bine, dar una peste alta în regulă. Cât de mult v-a influențat muzica din punct de vedere spiritual, dar și faptul că sunteți absolvent de seminar și de teologie, nu doar de conservator, cât de mult v-a influențat muzica latura aceasta?
pe de altă parte. Aș spune că nu poți face muzică, mai ales în aceasta cultă, fără să ai o formă de spiritualitate, indiferent care ar fi ea. Nu te poți raporta doar la tine. Sigur există ceva mai mare și acel ceva mai mare pleacă de la datele pe care le ai. Aceste date, această ruletă a datelor trebuie să vină de undeva. Cineva le-a pus acolo, că e karma, Dumnezeu, coincidența, nu știu, dar de undeva vin cu siguranță, de la o forță spirituală deasupra noastră și totodată cred că tot această forță spirituală lasă noi o fărâmă de sacralitate pe care să o dezvoltăm, astfel încât să putem transmite acest mesaj profund. Muzica de operă în speță transmite ceva din sensibilitatea umană, din adâncurile ei. Eu nu cred că... Ajunge direct. Exact. Nu, pentru că mesajele acestea al sacrificiului, al iubirii până la sacrificiu, al unei capacități de a depăși toate obstacolele până la ajunge la adevăr și la iubire, toate acestea nu se pot realiza, nu se pot transmite publicului, pentru că dincolo de încântat, dincolo de interpretat, avem de transmis un mesaj de la suflet la suflet, de la sufletul artistului, care comunică prin voce, sufletului spectatorului, celui care este în sală. Iar lucrul acesta nu cred că se poate face așa, pur și simplu tehnic. Sigur există o formă de spiritualitate acolo, de altfel nu întâmplător sunt atât de mulți artiști mari care vorbesc despre scenă ca despre un sanctuar, despre un altar. Există expresia aceasta, sfânta scândură. Deci, fiind și artist și manager, vă pot spune că în culise, înainte de a intra în scenă, mulți artiști fac cruce. Pentru că simt nevoia unui ajutor, unui înger păzitor care să fie cu tine acolo pe scenă, pentru că momentele de grație, momentele în care reușești să transmiți mesaj sublim, de multe ori nu ține de noi. Facem de 5, de 10 ori același proces tehnic, pentru că ajungem la o rutină tehnică și totuși, uneori... E acel moment de grație. E de grație. Și ăla, eu așa cred că ăla nu ține foarte mult de noi. Acela este un dat de undeva de acolo. Prima facultate a fost teologie. Așa este. Am făcut seminarul și apoi facultatea de teologie. Și întrebarea este și de ce nu m-am hirotonit, nu? Nu știu ce să spun. Cred în continuare că e un citat care zice așa, că mulți purtători de tirs, puțin bacanți, și apoi sigur în Scriptură e mulți chemați, puțin aleși. Cred că Dumnezeu își alege slujitorii, și cred că drumul meu a fost să slujesc un alt fel de altar, fără a abandona lucrurile pe care le-am învățat, pe care le-am acumulat. Cred că fiecare este chemat la o slujire, iar drumul meu deocamdată este să slujesc aici la operă. Când erați la seminar, vă visați preot sau vă visați pe scenă? Când am plecat la drumul acesta în seminarul facultate, sigur, noi venim într-o familie religioasă și mare parte mi-am proiectat traiectoria spre teologie. Însă cântul n-a lipsit niciodată din viața mea, pentru că de la clasa a 5-a sunt la strană. Întotdeauna am trecut prin toate formele de exprimare muzicale, de la monodia acompaniată de ison, la coruri pe voce egale, polifonie mixtă, armonie pentru coruri mixte, apoi corde, am fost foarte puțin și la corul filarmonicii, apoi am trecut în corul operei și în corul operei am luat-o prin toate aceste stadii, de corist, artist liric, artist colaborator, artist angajat perioadă determinată, artist pe perioadă nedeterminată. Deci am parcurs toate aceste etape, așa că aș zice că muzica și partea aceasta teologică au mers tot timpul împreună. Sunt mulți absolvenți de teologie în teatrele lirice din țară. Așa este. Și... Nu doar Florin Guzgă, colegul dumneavoastră care la conducerea operei, mă gândesc și Alexandru Constantin și mulți, mulți. Sunt mulți, dar nu știu dacă ăsta e criteriul principal că au făcut teologia. Sunt oameni talentați peste tot. În cazul nostru a existat o atracție, un miraj, pentru că noi veneam din această zonă teologică și ce vedem din zona teologică
în partea manifestărilor artistice, că e operă sau filarmonică, aș zice eu că e ce a avut calități muzicale mai multe, pentru că nu toată teologia s-a mutat în instituțiile de spectacol, ci acei care au simțit o apropiere, o chemare și din ce știu eu la nivel național, dintre cei care au mai absolvit școli teologice și momentan activează într-o instituție de spectacole, și-au testat aceste aptitudini din an aproape în aproape. Prima oară te duci la o audiție, vezi că lucrurile merg bine, vezi că o iei și pe a doua, apoi lumea te remarcă, sunt momente în care alți colegi îți spun că s-ar putea să mergi pe un drum de ăsta, te-ai gândit să parcurgi acești pași și atunci el vine din aproape. Nu e, cum să spun eu, o chestiune de aceasta exabruptă, peste noapte lasă epitrahilul și intră într-o operă, ci dimpotrivă e un întreg proces în care începe să-ți placă din ce în ce mai mult manifestarea aceasta lirică, ne pierzând contactul cu, așa cum spuneam, cu un anume tip de manifestare spirituală. Și cred că poate și de asta voci așa de bune din teologie fac carieră cot la cot cu cei care sunt crescuți de mici, să zicem, cu toate etapele de liceu de artă, pentru că o fac cu toată convingerea, o fac din inimă, o fac din dragoste, așa cum am învățat în aceste școli teologice, pentru că un viitor sacerdot, un viitor cleric, nu poate sluji dacă nu simte lucrul ăsta de undeva din interior. Și atunci este translată toate aceste simțăminte sunt translate în artă și o face cu aceeași dedicație cu care a sluji un altar. Că până la urmă, așa spuneam, un altar al spiritualității este și scena. Pentru a atinge acel moment de grație de care vorbeați într-un spectacol, e mai importantă tehnica pe care ați exersat-o foarte mult sau inima, cum spuneți? Tehnica este eșafodajul fără de care nu ai cum să ajungi la transmite. Până toate aceste reflexe respiratorii, tot angrenajul muscular nu este pus la punct, nu ai cum să ajungi. Pentru că noi avem așa două venișoare, doi mușchi, așa se spune despre corzile vocale. Și cu aceste venișoare trebuie să ajungi la niște performanțe de scos supraacute, de frazat, de legat, de stacat, de tot felul de cerințe din partitură. Ori astea nu pot ieși dacă nu ai un atletism tehnic, un atletism vocal exersat. Exersat zilnic, constant, să ajungi la moment, se spune că stăpânești un rol în momentul nu în care știi că partitura, ci în momentul în care dialoghezi cu cineva și poți da replica în momentul. Deci trebuie să vină un automatism. Natural. După ce acest automatism este instalat, tehnic, fiecare sună cum să-l scoți, să-l poți fila, să-l poți crește, te poți juca cu el, apoi sigur poți trece la următoarea etapă în care slujești cuvântul, pentru că această muzică de operă este toată așezată pe cuvânt, comunică, de fapt sunt o mixtură, muzica și cuvântul, sau cuvântul este comunicat prin frumusețea muzicală și abia atunci, deci după ce ai așezată tehnica, poți să te preocupi de a transmite mesajul și frumusețea este că în cazul operei vorbim de partituri de 100-200 de ani interpretate de câte și generații de artiști și totuși aduci ceva nou pentru că acel ceva nou vine din tine. Suntem unicat și de fiecare dată lăsăm din inima noastră, din modul în care simțim noi, din sensibilitatea noastră în acea interpretare. Noi pentru următoarea perioadă am pregătit și câteva surprize în grila TVR Iași. Vom difuza integral spectacolul Văduva Veselă și aș vrea să vedem acum un fragment din acest spectacol. Danilo, spune-mi odată că mă iubești! Thank you.
18 aprilie de la ora 19 puteți vedea integral pe TVR Iași și acest spectacol Văduva Veselă în regia maestrului Andrei Șerban. Și vă, pe această cale, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru parteneriatul acesta funcțional și cu beneficii pentru noi toți dintre TVR Iași și dintre Opera Națională Română din Iași, care, iată, reușesc de ceva timp să împreună să poată ajunge la iubitorii de opere din fața micilor ecrane și vă mulțumim pentru lucrul acesta. Cu mare drag. Mai ales că biletele se vând imediat, nu toată lumea are șansa să ajungă în sală. Un lucru îmbucurător. Vreau să cred că ne onorăm publicul cu distribuții de calitate, cu produse culturale ce merită văzute și auzite, însă trebuie să recunosc că suntem într-o zonă privilegiată a țării. Toată reverența în fața unui public realmente cultural ce vine în mod constant la operă. Eu, un lucru acesta, la un moment dat vorbeam cu colegii mei, nu mai punem sold out la spectacole, pentru că deja e... Nu sună îngânfare, dar asta e realitatea. Avem toate spectacolele vândute cu totul sau în orice caz într-o proporție absolut covârșitoare. Un alt spectacol pe care îl vom difuza integral este Trubadurul. Pe 16 aprilie de la ora 19 vom vedea acest spectacol care a revenit în premieră, e o montare nouă, după 4 decenii. După 4 decenii. În istoria de 66 de ani a operei este pentru a treia oară când se montează acest spectacol. În 1961 primul, în 1983 al doilea și iată, după aproape 40 de ani, o producție nouă.
prea mult timp, aș spune eu, însă bine că s-a întâmplat lucrul acesta. Cu ocazia asta completăm și trilogia populară verdiană. Chiar mă gândeam cu maestru Crescenție că pentru stagiunea viitoare cred că ar fi frumos să programăm consecutiv într-o săptămână toată trilogia, deci Rigoletto, Traviata și Trubadurul. Va fi un tur de forță pentru toți, deci considerați, dragi colegi de la operă, că v-am dezvăluit ceva din programul stagiunii viitoare. Dar, negreșit, zic eu, o premieră așteptată, o premieră care, iarăși, grație parteneriatului dintre noi, iată, poate ajunge și la, publicul da. Larg. Totodată a fost transmis și în direct, pe calea undelor radio. Radio România Muzicală și-a lansat o frecvență nouă la Iași. A fost, de altfel, deci, aș spune că premiera a fost și mai vizibilă grație acestor parteneriate, pentru că una este, așa cum a spus, una este să ajungă în sala de spectacole 1500 de, în două serii, 1500 de spectatori, cu totul altceva este să aibă acces publicul larg. Deci, iată, misiunea noastră ca instituție culturală și a dumneavoastră de promovare a culturii, zic eu că aceste două lucruri se îmbină foarte bine. Am selectat un fragment, unul dintre cele mai cunoscute. De altfel, spuneați că în Trubadurul sunt cele mai multe hituri. Da, cele mai multe hituri e o succesiune de arii celebre, că nu-ți dă liniște așa să te poți... Poate de asta este și așa de iubită opera, pentru că e atâta muzică frumoasă acolo, pe cât e de frumoasă, pe atât de dificilă pentru toți cei patru interpreți din quartetul principal. Caruso, de altfel, așa și spus, că e o operă foarte ușoară dacă ai cei mai buni patru cântăreți din lume. Fragmentul pe care îl difuzăm deocamdată, pentru că în a doua parte a emisiunii vom vedea un interviu cu Florin Guzgă, care a debutat în acest rol și a făcut-o extraordinar, lăudabil. Deci avem Marico la Iași, nu e puțin lucru. Felicitări colegului și prietenului și în același timp interpretului rafinat Florin Guzgă. Deocamdată vedem un fragment în care e pus corul în valoare și, de asemenea, vedem și o coreografie realizată de Anca Andronache. Anca Andronache, da.
perioadă și în corul Operei Naționale Române din Iași. Ce tip de armonie simțiți sau simte un artist atunci când se creează tocmai această înălțare, mă gândesc, nu știu. Da, e corul de, deși toate tipologiile de cor, corul de operă se remarcă pentru că omogenitatea de aici trebuie să fie, toate corurile trebuie să fie omogene, sigur, deci toate cele voi, sopran, alto, tenor, bas, sigur, cu diviziunile respective, trebuie să existe omogenitate, dar aici, mai mult decât în corul de cameră sau corul de filarmonică, trebuie să fie o armonie integrată dramaturgiei. Deci nu este de ajuns numai să cânți bine. Trebuie să cânți bine și să fii credibil ca personaj colectiv. Pentru că ce am urmărit mai devreme era corul țiganilor. Ce bine sună colegii mei din cor. Deci e clar că facem lucrurile bine. Și de altfel, acolo sunt oameni cu o experiență și cu o formare anume pentru operă. Deci cântărețul de cor de operă este diferit de cel de filarmonică, pentru că este obișnuit să fie și actor. Sigur, așa cum spuneam, în personajul colectiv. Deci de asta, și sigur, sunt niște trăiri cu totul aparte. Vin din mijlocul lor, știu exact toate aceste etape. Țin minte că la primul Sibecar pe care l-am cântat în cor, n-am dormit două zile. E o senzație foarte frumoasă, te poți exprima, ies lucruri din tine și, cum să zic, e fascinant câteodată cine ne-a fi dat de sus lucrul acesta, câte lucruri frumoase și înălțătoare poate scoate natura umană. Pe 13 astăzi, opera are programat un spectacol. Da, are acordat acestei săptămâni cu încărcătură religioasă, spirituală. Vorbim de Mesa de Requiem, de Verdi. Sigur, corul, orchestra, un quartet foarte, foarte bun, care îl aduce pe Botnarciuc. Botnarciuc este un bas-bariton ce face carieră în teatrele italiene, alături de Florin Guzgă, Diana Bucur și mezzo-soprana Florentina Unică. Deci un quartet, aș zice eu, foarte bun, cu această temă cu totul puternică a Requiemului de Verdi, cine nu știe acest moment de încărcătură de la Dies Irae. Sigur că a fost, până să ajungem aici, a fost un început de an foarte în forță, așa cum ați spus, și cu reluarea premierei de spectacolului de Vădva Veselă și cu acest trubadur nou și cu succesiunea de trei aide cu două distribuții alcătuite din invitații casei, din invitați și din soliștii casei, deci tur de forță, însă până la urmă cred că asta este misiunea unei instituții, să deservim o nevoie culturală. De multe ori aveți și invitați, chiar la Trubadurul au fost două doamne extraordinare, în prima seară mă refer. Da, Carmen Topciu, mezzo-soprana de nivel internațional, și Celia Costa, de asemenea o soprană de talie internațională, și s-a simțit aportul lor în acest spectacol, pentru că vin cu o experiență și cu un mod de lucru la nivelul cel mai înalt. Carmen Topciu tocmai se întorsese de la Sydney, unde avusese o Adriana Lecuvreau, chiar îmi spusese că în prima zi era un pic așa debusolată de la fusul orar și toate cele. Dar cred că este necesar, pe lângă artiștii noștri care sunt valoroși, care sunt aici pe loc, angajați, este important să aducem invitați, pentru că ei vin, în afară de elementul de noutate, că este ceva nou ce vine în casă, însă aduc o notă de prospețime. Aduc odată cu ei aerul acela al teatrelor internaționale prin care se plimbă. Și atunci ridică și un nivel general, pentru că să te duci până la Sydney să o vezi pe Carmen Topciu implică niște costuri. Iată că, aducându-o aici la Iași, avem ocazia să ridicăm și nivelul spectacolului, să ne familiarizăm și cu niște voci care fac, românești, care fac o carieră foarte frumoasă la nivel internațional. Nu este numai cazul lui Carmen sau cazul Celii. Sunt
Așa cum a fost Ștefan Pop, care a venit stagiunea trecută, cum e Bogdan Baciu, Ramona Zaharia, la acestea idei. Daniel Magdal, care a Daniel fost... Magdal, deci aceștia sunt artiști români de calibru internațional. Și dacă nu o să-i promovăm noi să-i invităm acasă, zic eu că greșim tare. Trebuie să ieșim în față și cu ce avem bun și valoros și să o spunem cu subiect și predicat, da, ne mândrim că sunt români, că sunt ai noștri, că fac cariere internaționale și în același timp să avem bucuria să-i primim cum trebuie acasă. Înainte de a vedea interviul cu Florin Guzgă și de a vedea și mai multe imagini din Trubadurul, aș vrea să vă mai întreb ce faceți în această perioadă? Sigur, între îndatoririle administrative, funcționărești, nu uit să fiu artist, pentru că am mai spus-o, dar o repet, atât eu cât și Florin Guzgă, coordonatorul artistic, noi nu ne-am născut director. Noi, contextul, situația așa arată în momentul ăsta că deținem funcții de conducere, însă noi suntem artiști și vom continua să fim artiști. Așa că suntem conectați la acest studiu continuu și că mă întrebați ce fac în perioada asta, studiez. Studiez pentru rolul Nadir, ce urmează să-l interpretez pe 19 aprilie la operă. E acolo Jucran Tandrancor, o poarie splendidă și duetul cu Zurga. Totodată îmi pun în glas, ca așa e terminologia, îmi pun în glas, adică sunt în etape intermediare de a asimila rolul Don Ramiro din Cenerentola, pentru că ne dorim să aducem un alt titlu în fața spectatorilor noștri, Cenerentola de Rossini. Rossini, în general, în România se reduce la Bărbierul, celebrul Bărbier din Sevilla, și Stabat Mater. Dar Rossini are multe alte capodopere ce așteaptă să fie descoperite și în același timp să educăm un gust, pentru că Rossini este absolut genial. Nu degeaba peste tot în lume o să vedeți Rossini este privit și operele de Rossini sunt privite ca opere foarte delicate. E un filigram întreg acolo, pentru că într-adevăr vocile de agilitate nu sunt de găsit pe toate drumurile. Deci muncim. Asta facem. Asigurăm un climat, zic eu, cât mai profesional în operă, însă în același tim ne îngrijim de partea artistică. Asta suntem în definitiv, artiști. Mulțumesc foarte mult și sărbători pline de lumină să aveți. Vă mulțumesc la fel. Acum vedem un interviu cu Florin Guzgă, cu imagini, cu fragmente din Trubadurul și vă reamintesc că pe 16 aprilie de la ora 19 veți putea vedea integral acest spectacol pe TVR Iași. Domnule Florin Guzgă, sunt obișnuită să vă văd pe scenă. Acum ați luat și locul spectatorului. Nu sunt numai pe scenă. De multe ori îmi place să vin și să privesc la ceea ce fac colegii mei pe scenă. Mai ales dacă sunt spectacole în care sunt implicat și chiar și dacă nu sunt implicat, îmi place să vin să privesc. Mă ajută foarte mult și în cariera mea de artist, dar mă ajută și să mă îmbogățesc eu spiritual până la urmă, de asta vine la operă, cred. La Mitropolie sunt arhidiacon din anul 2006. Și până acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, am îndeplinit și această misiune. Să zic așa, și sper, și de acum încolo. Cum a început, de fapt, povestea dumneavoastră cu Opera Națională Română Iași? Prima mea colaborare cu Opera din Iași a fost undeva prin 2005-2006, când am fost pentru
două stagiuni, să zic așa, în cor, în corul operei. În perioada respectivă luasem contact și cu primele ore de canto și a început să-mi placă foarte tare. Atunci, de fapt, am descoperit, cred, pasiunea pentru opera. Până atunci nu am avut ocazia să vin să văd un spectacol în realitate. Mă uitam la televizor, mă uitam la transmisiuni, dar nu am avut ocazia să văd. Primul spectacol, practic, pe care l-am văzut este unul în care am cântat. A descoperit talentul? E greu de spus. Talentul muzical cu siguranță l-am descoperit la școala teologică. Mă întreba cineva cum de sunt atât de mulți absolvenți de teologie în teatrele din țară, de exemplu. Și cred că răspunsul cel mai simplu este că în școlile teologice se face muzică și mai ales muzică vocală, pentru că în Biserica Ortodoxă se cântă exclusiv vocal. Și atunci este mult mai ușor ca tinerii să-și descopere talentul. Eu sunt sigur că în școlile normale sunt oameni talentați care nu știu, cum probabil și eu, dacă nu intram la școală teologică, probabil nu-mi dădeam seama de acest talent. Dar pentru muzica de operă, cel care m-a încurajat să merg pe acest drum este profesorul și maestrul meu de canto, Corneliu Solovăstru. De când sunt mic, la biserică, am cântat colinde. Nici nu am făcut vreodată diferența, să zic așa, între muzică ca și artă și divinitate. Până la urmă, este o vorbă, cine cântă se roagă de două ori. Și asta, cred că se datorează faptului că atunci când cânți, nu poți să minți. Ești mult mai sincer. Pentru că dacă atunci când vorbești, folosești doar cuvântul, atunci când cânți, folosești și acele culori ale vocii, acele inflexiuni, care cu siguranță arată ceea ce ai tu dincolo de cuvânt, mai în adânc, mai în adâncul ființei tale. De stare, ca intensitate, mă refer, trăiți atunci când interpretați o arie puternică a unui compozitor celebru? Depinde de arie, depinde de ceea ce a scris compozitorul, depinde de caracterul personajului interpretat.
simți o responsabilitate foarte mare atunci când interpretezi o arie de operă. Muzica de operă este un gen care solicită la maximum capacitățile vocale ale interpretului. Și nu numai vocale, și emoționale, și din toate punctele de vedere te solicită. Și atunci încerci să scoți ce ai mai bun la momentul respectiv din tine. Micuț, visați la o carieră în zona teologică sau... Da, da, asta a fost de mic traiectoria mea, să zic așa. Însă când am descoperit acest domeniu superb, am zis și am primit încurajări pentru a merge mai departe în acest domeniu. Mi-a plăcut foarte tare și am ales să fac treaba asta. Troubadourul a fost readus pe scena Operei Naționale Române din Iași, în premieră, după 4 decenii. Sunt 40 de ani de la premiera, de la ultima premieră a Operei Troubadourul de aici, de la Iași, însă nu s-a mai jucat de 20 de ani, dacă știu bine. Sigur, este un titlu mare, un titlu pe care și-l dorește orice teatru din lume, mai ales că este pentru noi titlul care întregește trilogia populară a lui Verdi. Aceste trei opere, Rigoletto, Traviata și Troubadourul, se găsesc în general în repertoriul teatrelor din lume. Mizat foarte mult pe maestru David Crescenzi. De fapt, cumva ideea a pornit de la domnia sa. Este cel care ne-a sfătuit să facem acest titlu și pe mine personal m-a îndrumat să abordez această partitură pe care cred că aș mai fi lăsat-o dacă nu mă încuraja. Eu îl numesc un Everest al rolurilor de tenor. Pentru că este un rol eroic, un personaj destul de complex. Este și războinic, dar cu toate acestea are și o sensibilitate. În lupta cu Contele de Luna este un luptător plin de curaj. Iar în relația cu mama lui, de exemplu, este afectuos, este iubitor față de Leonora. El cântă, este un Troubadour,
nu-i sunt străine și sentimentele nobile, să zicem așa. Atunci când e un moment foarte intens, vă gândiți la public, simțiți publicul, vă gândiți la partea tehnică sau emoția e cea care vă invadează? În timpul spectacolului încerc să fiu cât mai mult personaj. Treburile tehnice se termină la ultima repetiție, cred. În timpul spectacolului există și acea energie care îți vine de la public, iar ceea ce eu gândesc tot timpul este să fiu cât mai credibil ca personaj și mă folosesc de toate mijloacele pe care le am. Vocea este un mijloc în cazul ăsta. Și în general, vocea la operă, chiar dacă este atât de importantă în acest domeniu, este totuși un mijloc prin care reușim să exprimăm trăirile personajului pe care îl interpretăm în funcție de ceea ce a scris compozitorul. Și de obicei găsești absolut tot în partitură. Dacă trebuie doar să cauți în adâncul partiturii și vei găsi absolut tot. Compozitor, cum este Giuseppe Verdi, sau scrie absolut tot în partitură. Etern muzica lui Verdi, în trubadurul și nu numai. Cred că este plină de eroism. Este o muzică dătătoare de speranță. Când asculți, de exemplu, părțile corale din Trovatore, simți în ele speranță. E o montare care respectă și tradiția, respectă și specificul epocii și aduce elemente moderne în același timp. Cum priviți dumneavoastră, de data aceasta în calitate de director artistic al operei, această montare a lui Matteo Mazzoni? Mi-a plăcut încă de la început, de când a venit maestrul Mazzoni și ne-a prezentat schițele, ne-a prezentat macheta, decorurile, costumele. Mi-a plăcut foarte tare și mi-am dorit să fac parte din acest proiect. Da, montarea este clasică, are aceste elemente care țin de modernitate prin proiecțiile pe care Matteo Mazzoni le-a folosit și care redau cumva imagini tot din acest, care se încadrau perfect în epoca acolo unde a dus Matteo Mazzoni acțiunea. De cele mai multe ori, mai ales perioada dinaintea unui spectacol important, sau este o perioadă aproape ascetică, aș putea să spun. O perioadă în care încerci să renunți la lucruri care poate să fac plăcere, încerci să nu pierzi nopțile, să uneori chiar să nu vorbești mai mult decât ar trebui pentru a-ți odihni vocea și, cel mai important, încerci să-ți menții acea stare de pace interioară, acea stare de bine. Angela Gheorghiu, marea noastră soprană, am auzit-o într-un interviu și mi-a plăcut foarte tare și am ținut minte asta. A zis, se cântă pe inimă bună. Este foarte important.
mai important chiar decât uneori decât sănătatea aparatului vocal, să zicem că nu tot timpul găsești forma cea mai bună, să ai această stare de bine. Reușiți să vă păstrați inima bună? În ziua spectacolului încerc să fac lucruri care pe mine mă relaxează, care îmi fac bine, care îmi dau o stare de bine. De exemplu, de multe ori am avut discuții cu maestrul meu, cu domnul profesor Solovăstru, care îmi spune, dacă ai spectacol seara, de ce te duci dimineața la biserică? Pentru că altfel simt că nu sunt întreg. Așa simt. Să mă duc dimineața la biserică și atunci seara lucrurile vin de la sine. Nu cred că dacă eu aș sta acasă în dimineața respectivă, aș fi mai bun seara. Din contră. Considerați că vocea dumneavoastră e un dar? Cu siguranță. Este un dar cu care, cu voce te naști. Însă nu este suficient doar să te mulțumești cu darul pe care l-ai primit, și asta este și un concept creștin, trebuie să îți înmulțești talentul pe care l-ai primit. Și asta trebuie să faci prin muncă. Muncă la care primești tot ajutor de la Dumnezeu. Trebuie doar să-l ceri. Vocea este un instrument cel mai complex instrument. Și consider că este așa pentru că este singurul instrument care are viață în el, practic. Este singurul instrument făcut direct de Dumnezeu. Și atunci el nu funcționează ca și celelalte instrumente făcute de om după legile fizicii. El funcționează și după legile psihologicului, biologicului, fiziologicului. Dar este și instrumentul care poate să redea cel mai fidel trăirile unui personaj sau sentimentele pe care compozitorul la un moment dat vrea să le transmită prin creația sa. Și asta și prin multitudinea de culori pe care le poate emite vocea umană, dar mai ales prin forța cuvântului. Unde simțiți că îl putem găsi pe Dumnezeu? Pe Dumnezeu, prima dată, trebuie să-L găsești în interiorul tău. Sigur că asta nu se poate întâmpla dacă nu ți s-a vorbit înainte despre asta. Dar în cele din urmă trebuie să fim cu toții conștienți că Dumnezeu este înăuntrul nostru, așa cum se spune, împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru.